Adu-ți aminte de faptele îndurării tale, Doamne, și cu ocrotirea ta veșnică sfințește pe slujitorii tăi, pentru care Hristos, Fiul tău născut, a rânduit misterul pascal prin sângele său, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. El era străpuns pentru păcatele noastre. Citire din cartea profetului Isaia. Iată, slujitorul meu va avea succes. Se va înălța, se va ridica și va fi foarte sus. După cum mulți s-au înspăimântat de tine, chipul lui era mai desfigurat decât cel al unui om și fața lui decât a fiilor oamenilor. Tot așa, multe popoare se vor uimi și regi își vor închide gura înaintea lui, căci vor vedea ceea ce nu li s-a povestit și vor înțelege ceea ce nu au auzit. Cine a crezut în ceea ce ne-a fost anunțat? Și cine a cunoscut brațul Domnului? S-a înălțat ca o mlădiță înaintea lui și ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu avea formă și nici frumusețe ca să o privim, nici înfățișare ca să o dorim. Disprețuit și refuzat de oameni, om al durerii, cunoscător al suferinței de care îți ascunzi fața. Era disprețuit și noi nu l-am luat în seamă. Iar el a purtat suferințele noastre și durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi l-am considerat lovit, bătut de Dumnezeu și umilit. Dar el era străpuns pentru nelegiuirile noastre, lovit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne aducea pacea era asupra lui. Prin rănile lui noi suntem vindecați. Noi toți rătăceam ca oile, fiecare avea propriul drum în viață. Domnul a făcut să cadă asupra lui păcatele noastre, ale tuturor. Chinuit și umilit, el nu și-a deschis gura, ca un miel dus la înjunghiere și ca o oaie mută înaintea celor care o tund, nu și-a deschis gura. A fost luat cu violență și judecată. Cât despre generația lui, cine se gândește? A fost șters de pe pământul celor vii, pentru nelegiuirea poporului meu a fost lovit. Mormântul lui a fost cu cei nelegiuiți, cu cel bogat a fost în moartea lui, deși nu făcuse nicio violență și nu fusese înșelăciune în gura lui. Domnului i-a plăcut să-l zdrobească prin suferință. Când sufletul și-l va pune ca jertfă pentru vinovăție, va vedea o descendență care își va lungi zilele și dorința Domnului prin mâna lui va avea succes. Din truda sufletului său va vedea și va fi satisfăcut în cunoașterea lui. Slujitorul meu cel drept îi va îndreptăți pe mulți și va lua asupra sa păcatele lor. De aceea îi voi face parte cu cei mari și cu cei puternici va împărți prada, pentru că și-a dat sufletul la moarte și a fost numărat împreună cu cei nelegiuiți. Dar el purta păcatul multora și mijlocea pentru cei nelegiuiți. Cuvântul Domnului. Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu. Do
Doamne, în Tine am căutat refugiu, să nu fiu făcut nici când de rușine. Mântuiește-mă în dreptatea Ta. În mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat. Am ajuns de ocara tuturor asupritorilor mei, spaimă mare pentru vecinii și cunoscuții mei. Cei care mă văd pe drum mă ocolesc, sunt datuitării ca un mort, ca unul fără inimă. Am ajuns ca o oală spartă. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și spun, Tu ești Dumnezeul meu. Soarta mea este în mâinile Tale. Scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă urmăresc. Să strălucească fața Ta peste slujitorul Tău, mântuiește-mă în îndurarea Ta. Fiți tari să se întărească inimile voastre, voi toți cei care nădăjduiți în Domnul. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, având așadar un mare preot minunat, care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu tărie mărturisirea credinței, căci nu avem un mare preot care să nu poate suferi împreună cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost încercat în toate, asemenea nouă în afară de păcat. Așadar, să ne apropiem cu toată îndrăzneala de tronul Harului ca să primim îndurare și să găsim ca ajutor Harul Său la timpul potrivit. În zilele vieții Sale pământești, El a oferit cu strigăte puternice și cu lacrimi rugăciuni și cereri către acela care avea puterea să-l salveze de la moarte și a fost ascultat datorită evlaviei lui. Și, deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit, iar după ce a fost făcut desăvârșit, a devenit cauză de mântuire veșnică pentru toți cei care ascultă de el. Cuvântul Domnului. Pătimirea Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Evanghelist Ioan. În acel timp, Iisus a ieșit împreună cu discipolii Săi dincolo de torentul Cedron, unde era o grădină în care a intrat El și ucenicii Săi. Dar știa și Iuda, trădătorul, locul acela,
pentru că de multe ori Iisus se aduna acolo împreună cu ucenicii săi. Așadar, Iuda, luând cohorta și servitori de la arhierei și farizei, a venit acolo cu felinare, torțe și arme. Atunci Iisus, cunoscând toate câte vor veni asupra Lui, a ieșit și le-a zis: pe cine căutați? I-au răspuns: pe Iisus Le-a zis Iisus: acolo cu ei și Iuda, cel care l-a trădat. Când le-a zis: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Atunci i-a întrebat a doua oară: pe cine căutați? Iar ei au zis: Iisus le-a răspuns: v-am spus că eu sunt. Așadar, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să plece, ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese: dintre cei pe care mi-ai dat, n-am pierdut pe niciunul. Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o și l-a lovit pe servitorul arhiereului și i-a tăiat urechea dreaptă, iar numele servitorului era Malhus. Dar Iisus i-a zis lui Petru: pune-ți sabia ta în teacă, oare să nu beau potirul pe care mi l-a dat Tatăl? Atunci cohorta, comandantul și servitorii iudeilor l-au luat pe Iisus și l-au legat. L-au dus mai întâi la Ana, căci era socrul lui Caiafa, care era marele preot al acelui an. Caiafa era acela care dăduse iudeilor sfatul: este mai bine să moară un singur om pentru popor. Iar Simon Petru și celălalt discipol îl urmau pe Iisus. Acel discipol era cunoscut marelui preot și a intrat împreună cu Iisus în curtea marelui preot, în timp ce Petru stătea afară în fața porții. Atunci celălalt discipol, care era cunoscut marelui preot, a ieșit și a vorbit cu portărea sa și l-a lăsat și pe Petru să intre. Servitoarea portăreasă i-a spus lui Petru: nu cumva ești și tu dintre discipolii acelui om? El i-a zis: nu stăteau acolo servitorii și cei din gardă, făcuseră un foc pentru că era frig și se încălzeau. Și Petru stătea cu ei și se încălzea.
Atunci marele preot l-a întrebat pe Iisus despre discipolii lui și despre învățătura sa. Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit lumii pe față. Întotdeauna am învățat în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii. N-am vorbit nimic pe ascuns. De ce mă întreb pe mine? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am spus eu. Iată, ei știu ce am spus. Îndată ce a spus acestea, unul dintre cei din gardă care stătea acolo i-a dat o palmă lui Iisus spunând: Așa a răspuns tu, marelui preot. Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău, arată-mi ce este rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești? Atunci Ana l-a trimis legat la Caiafa, marele preot, iar Simon Petru stătea și se încălzea. Atunci ei au spus: El a negat și a zis: Nu sunt. Unul dintre servitorii marelui preot, o rudă a celui căruia Petru i-a tăiat urechea, i-a zis: Nu te-am văzut eu în grădină împreună cu Petru a negat din nou și îndată a cântat cocoșul. Atunci l-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. Era dimineață, dar ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se profaneze și să poată mânca paștele. Pilat a ieșit afară la ei și le-a zis: Ce acuză aduceți împotriva acestui om? Au răspuns și au zis: Atunci Pilat le-a zis: Luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Iudeii au spus: Astfel trebuia să se împlinească cuvântul pe care îl spusese el, arătând de ce fel de moarte avea să moară. Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Iisus și i-a zis: Tu ești regele iudeilor. Iisus i-a răspuns: De la tine
însuți spui aceasta, sau alții ți-au vorbit despre mine? Pilat i-a răspuns, oare sunt eu iudeu? Poporul tău și arhierei te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut? Iisus i-a răspuns, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-au fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci Pilat a zis, așadar ești rege. Iisus i-a răspuns, tu spui că eu sunt rege, eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După ce a spus aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis, eu nu găsesc în el nicio vină, dar este un obicei la voi, ca de Paști să vă eliberez pe cineva. Așadar, vreți să vă eliberez pe regele iudeilor? Atunci au strigat din nou spunând, numele acesta, cine l-a dat? Iar Baraba era un tâlhar. Atunci Pilat l-a luat pe Iisus și l-a dat să fie biciuit. Soldații au împletit o coroană din spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi veneau la el și spuneau, dădeau palme. Pilat a ieșit din nou afară și le-a zis, iată, vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc în el nicio vină. Așadar, Iisus a ieșit afară purtând coroana de spini și haina de purpură, iar Pilat le-a zis, iată omul. Când l-au văzut arhierei și cei din gardă, au strigat, răstignește! Răstignește!
Pilat le-a zis, luați-l voi și răstigniți-l, pentru că eu nu găsesc în el nicio vină. Iudeii au răspuns, când a auzit Pilat cuvintele acestea, s-a înspăimântat și mai mult. A intrat iarăși în pretoriu și a zis, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis, mie nu mi vorbești, nu știi că eu am putere să te eliberez și am putere să te răstignesc. Iisus i-a răspuns, nu avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat de sus. De aceea cel care m-a dat în mâinile tale are un păcat mai mare. De aceea Pilat căuta să-l elibereze, dar iudeii strigau, auzit Pilat cuvintele acestea, l-a dus pe Iisus afară și s-a așezat pe un tron în locul numit Litostrotos, iar în evreiește Gabata. Era în ziua pregătirii Paștelui pe la ceasul al șaselea și le-a spus iudeilor, iată-l pe regele vostru. Atunci ei au strigat, ia, răstignește. Pilat le-a zis, să-l răstignesc pe regele vostru. Arhiereii au răspuns, atunci l-a predat lor ca să fie răstignit. Așadar l-au luat pe Iisus, purtându-și crucea singură, a ieșit spre locul numit al Craniului, care în ebraică este numit Golgota, unde l-au răstignit pe el și împreună cu el pe alți doi, de o parte și de alta, iar Iisus în mijloc. Pilat a scris și o inscripție și a pus-o pe cruce. Era scris,
Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Mulți dintre iudei au citit această inscripție, pentru că locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate și era scris în ebraică, latină și greacă. Arhiereii iudeilor i-au spus lui Pilat: nu scrie iudeilor, ci așa scris, eu sunt iudeilor. Pilat a răspuns: Am scris. După ce soldații l-au răstignit pe Iisus, au luat hainele lui și au făcut 4 părți, fiecărui soldat o parte și tunica. Însă tunica era fără cusătură, țesută dintr-o bucată de sus până jos. Și ziseră unul către altul: să nu o rupem, ci să tragem la sorți pentru ea, apoi să fie. Aceasta, ca să se împlinească Scriptura, au împărțit între ei hainele mele, și pentru tunica mea au aruncat zaruri. Soldații au făcut toate acestea. Lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui Iisus și sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Așadar, văzând Iisus că stătea acolo mama lui și discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei: femeie, iată-l pe fiul tău. Apoi i-a spus discipolului: iată pe mama. În ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el. După aceasta, văzând că toate s-au împlinit, ca să se împlinească Scriptura, Iisus a zis: iese-te. Era acolo un vas plin cu oțet. Atunci i-au pus în isop un burete îmbibat cu oțet și l-au apropiat de gură. După ce a luat oțetul, Iisus a spus: să plecându-și capul, și-a dat sufletul. Întrucât era ziua pregătirii, ca să nu rămână trupurile pe cruce sâmbăta, pentru că acea sâmbătă era zi mare, iudeii au zis lui Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să ia de acolo. Atunci au venit soldații, au zdrobit fluierele celui dintâi și ale celuilalt care era răstignit cu el.
Dar când au venit la Iisus și au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre soldați i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată ieși sânge și apă. Cel care a văzut a dat mărturie și mărturia lui este adevărată. El știe că spune adevărul ca să credeți și voi. Acestea s-au făcut ca să se împlinească Scriptura, nu i se va zdrobi niciun os. Iar în altă parte Scriptura mai spune, vor privi la cel pe care l-au străpuns. După acestea, Iosif din Arimateea, care era discipol al lui Iisus, dar întrascuns de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să-l lase să ia trupul lui Iisus. Pilat i-a permis, atunci a venit și a luat trupul lui Iisus. A venit și Nicodim, cel care fusese mai înainte la el noaptea, și a adus un amestec de mir și aloe, cam de 100 de litre. Ei au luat trupul lui Iisus, l-au înfășurat în giulgiuri cu uleiuri aromatice, după cum este obiceiul de înmormântare la iudei. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou în care nu fusese pus nimeni niciodată. Așadar, pentru că era ziua pregătirii iudeilor, iar mormântul era aproape, l-au pus pe Iisus acolo. Sfințite, ucenici părinți, dragi persoane consacrate, iubiți frați și surori în Hristos, Vinerea Mare, Vinerea Sfântă, zi în care nu se celebrează Sfânta Liturghie, este singura zi în anul liturgic când celebrarea Euharistiei a Sfintei Liturghii nu are loc. Însă, în centrul atenției în această zi este crucea, crucea pe care a murit Hristos. Nu este Sfânta Liturghie pentru că o celebrare presupune totdeauna un fast, cântări, iar în fața crucii astăzi, cu post, după ce ne-am pregătit cu post, vrem să adorăm crucea prin care noi am dobândit mântuirea. Toată atenția noastră și momentul central va fi tocmai arătarea crucii și apoi gestul, nu atât tradițional și convențional, dar din toată inima, când ne vom apropia de Sfânta Cruce pentru a o săluta. Și o facem tocmai în convingerea că acolo, pe cruce, au fost răstignite și păcatele noastre. Hristos care a venit să ia asupra sa păcatele lumii, mielul nevinovat, așa cum ne prezintă foarte frumos cântarea din Isaia, acest poem pe care l-am proclamat la prima lectură. El purta durerile noastre, era împovărat cu suferințele noastre. Toți umblam rătăcind ca niște oi, fiecare își urma drumul lui. Însă a fost judecat și condamnat printr-o sentință nedreaptă, pentru fără de legile poporului său a fost dus la moarte. Trebuie să ne gândim și să ne regăsim în aceste precizări pe care deja le-a profețit Isaia, pentru că, într-adevăr, Iisus a venit tocmai
ca să ne mântuiască. Am început această celebrare cu prosternarea și cu îngenunchierea. Voiam, prin acest gest, de fapt, să ne unim cu Mântuitorul în grădina măslinilor, când și El prosternat se ruga Tatălui Ceresc, dar mai mult în semn de adorație, de profundă recunoștință pentru tot ceea ce Hristos a făcut pentru noi. A venit tocmai din iubire față de noi. A venit, deși ne întrebăm, oare Dumnezeu nu avea mijloc pentru a ne mântui? Oare Dumnezeu nu a putut să facă altfel pentru a nu-L pune la atâta suferință pe Fiul Său? Atunci când trupa lui Iuda a venit ca să-L prindă, cohortele au venit să-L prindă pe Iisus, L-au întrebat: Tu ești Iisus, regele iudeilor? Iar El spune că da, sunt, dar la a doua întrebare, pe cine căutați? El răspunde: Eu sunt, dar lăsați pe aceștia, adică pe apostoli, să plece. Hristos parcă ar fi voit într-un prim moment să scape de acest moment, atunci când se ruga în grădina măslinilor: Tată, dacă este cu putință, să treacă acest potir de la mine. Însă voința Tatălui a fost alta și o știa și Iisus, pentru că odată Iisus a spus că voința Tatălui este ca să nu se piardă niciunul dintre aceia pe care i-a încredințat Tatăl. Adică atât pe ucenici, dar când spunea să nu se piardă niciunul pe care i-a încredințat, se referea la toți oamenii din toate timpurile. Și aici a fost bătălia cea mare a lui Iisus cu puterile Întunericului. Hristos a înțeles că trebuie să meargă la moarte pentru a nu-i pierde pe ai Săi, pentru ca moartea să nu înghită pe ucenicii Săi, în sensul strict al cuvântului, dar pe toți creștinii din toate timpurile. Și de aceea a acceptat și a mers la moarte. Poate dacă ar fi fost mai indulgent cu mai mare poporului, dacă nu i-ar fi provocat prin comportamentul său, aceștia l-ar fi lăsat în pace. Poate ar fi trăit mai mult de 33 de ani în liniște de la Nazaret. Însă era clar, el a venit să împlinească voința Tatălui și să aducă mântuirea lumii întregi. El care a venit să adune pe toți din toate colțurile lumii, El care a venit să-i vindece pe cei bolnavi, a înviat morți, a predicat vestea cea bună, i-a iertat pe păcătoși, s-a apropiat de păcătoși, a iertat cu ușurință. Toate acestea nu puteau fi trecute de cu vederea de mai mare poporului și de aceea au hotărât să-L dea la moarte, la o moarte rușinoasă, crucea, care era un semn al urii și al disprețului. Și iată, Iisus face din cruce, dintr-un semn al urii și al pedepsei, face un semn, să devină un semn al mântuirii, al vieții adevărate. Și de aceea, în această seară, ne vom apropia de cruce tocmai pentru că în cruce ne aflăm mântuirea, în cruce ne aflăm speranța viitorului nostru. Iubiți frați în Hristos, în fața acestui mister rămânem aproape muți și poate cea mai bună atitudine este tăcerea. Tăcerea pentru că prin cuvintele noastre nu reușim să exprimăm misterul profund al dramei prin care a trecut Iisus, dar o dramă fericită. Avem în repertoriul nostru bisericesc, dar și ca o poezie, scrisă de un părinte care se află aici în altar, care ne pune în fața ochilor această scenă și tristă și dramatică, dar și plină de mângâiere. De ce, Iisuse, atâtea lacrimi? De ce, Iisuse, atâtea lacrimi? De ce? Întrebați pe Petru sau pe Magdalena, întrebați pe Lazar
sau Ierusalimul. De ce, Iisuse, atâtea lacrimi? Sunt fericiți cei ce plâng acum, că cei vor fi mângâiați apoi. N-aș vrea să plâng, dar nu pot rezista. Iubirea plânge pentru voi. De ce, Iisuse, atâtea bice? De ce? Întrebați călăii, sau pe Pilat din Pont, sau pe Baraba, sau victima din Erihon. De ce, Iisuse, atâtea bice? Dacă acum nu m-ar biciui în locul meu, voi ați fi sub bici. Dar nu mă plâng, căci nu biciul e greu, păcatul vostru este greu. De ce, Iisuse, așa coroană? De ce? Întrebați pe regii voștri, sau pe soldați, sau pe cei din Cafarnaum care m-au vrut rege. De ce, Iisuse, așa coroană? Sunt fericiți, frații prigoniți, căci pentru mine sunt omorâți, dar eu am spus adevărul curat și spinii sunt răsplata mea. De ce, Iisuse, așa o cruce? De ce? Nu mi-am cioplit-o eu, întrebați mulțimea care urlă, sau pe cei ce împart dreptatea. De ce, Iisuse, așa o cruce? Pe crucea asta atât de grea vreau să mă urc ca să pot vedea pe orice om și să-i dau pacea mea. E crucea voia Tatălui. De ce, Iisuse, așa o moarte? De ce? Dar voi de ce muriți? Tată, de ce m-ai părăsit? Iartă-i că nu știu ce fac. De ce, Iisuse, așa o moarte? Și răspunsul final foarte frumos. Ca să rodească un spic frumos, bobul de grâu moare pentru el. Ca să trăiți, am murit pentru voi. Aceasta e voia Tatălui. Iubiți credincioși, avem aici exprimate practic toate sentimentele și atitudinile pe care în această seară trebuie să le încercăm. Să le trăim pentru a avea parte, într-adevăr, de bucuria învierii. Ne regăsim, vrând nevrând, la picioarele crucii și în această seară trebuie să ne batem pieptul. Discipolul lui Hristos, orice creștin, trebuie să știe că aici ne regăsim cu toții la picioarele crucii. Scria Sfântul José María Escrivá Balaguer, câtă mizerie, câte ofense, ale mele, ale tale, cele ale lumii întregi. Și în păcat m-a zvestit mama mea cu referință la Psalmul 50. M-am născut ca toți oamenii, pătat de vinovăția strămoșilor noștri, apoi păcatele mele personale, răzvrătiri gândite, dorite, săvârșite. Pentru a ne purifica de aceste lucruri putrede, Iisus a voit să se umilească și să ia condiția de sclav, întrupându-se în sânul fără pată al Fecioarei, mama sa, mama mea, mama voastră. A petrecut 30 de ani ascuns, a muncit din greu ca orice alt om, alături de Iosif, a predicat, a săvârșit minuni și noi îl răsplătim cu o cruce. Avem nevoie de alte motive pentru durerea în fața păcatului? Iubiți credincioși, aș vrea să închei aceste reflexii pentru că celebrarea ne spune mult mai mult, poate dincolo de pătimirea pe care am ascultat-o și proclamat-o atât de frumos. Să închei totuși cu o povestioară pentru a înțelege semnificația acestei zile și aș vrea să citesc această povestioară așa cum am găsit-o. Există un om care ține agățat într-un salon, la un loc de cinste, un obiect ciudat. Când cineva îl întreabă pentru ce acea ciudățenie, el povestește. Bunicul meu odată m-a însoțit în parc. Era o după amiază geroasă de iarnă. Bunicul mă urmărea și zâmbea, dar avea o greutate. Inima sa era bolnavă, deja foarte șubrezită. În apropiere era o baltă în parc.
era în întregime înghețată, compactă și mă gândeam, cred că ar fi minunat să mă pot da pe gheață, am strigat eu. Aș vrea să încerc să mă rostogolesc și să alunec pe gheață cel puțin odată. Bunicul era preocupat. În momentul în care am coborât pe gheață, bunicul mi-a zis, fii atent, prea târziu. Gheața nu a rezistat și țipând am căzut în balta înghețată. Tremurând, bunicul a rupt imediat o crangă dintr-un copac și a întins-o spre mine. M-am prins de el și a tras cu toate puterile până ce m-a scos din crăpătura de gheață. Plângeam și tremuram. Acasă mi-au făcut o baie caldă și apoi m-au pus în pat, dar pentru bunicul meu această întâmplare a fost fatală, a fost foarte dură, prea emoționantă. Un atac violent de inimă, în noaptea următoare, l-a scos din lumea aceasta. Durerea noastră a fost enormă. În zilele următoare, când m-am refăcut complet, am alergat la balta cu pricina și am recuperat bucata de lemn, creanga din copac. Este cea cu care bunicul mi-a salvat viața mea și a pierdut-o pe a sa. Acum, atâta timp cât voi trăi, această bucată de lemn va fi agățată pe acest perete ca semn al iubirii sale pentru mine. Iubiți credincioși, pentru acest motiv, noi creștini astăzi îngenunchem înaintea acestui lemn pe care iubirea Iisus a fost atârnat. Pentru aceasta ținem în casele noastre o bucată de lemn în formă de cruce, pentru a aminti cum Iisus ne iubește, cât de mult ne-a iubit și la ce trebuie să privim pentru a iubi fără a obosi. Amin. Așadar, fraților preiubiți, pentru Biserica Sfântă a lui Dumnezeu, ca Domnul și Dumnezeul nostru să binevoiască ai dărui pace, a unii și cârmui pe toată fața Pământului, iar nouă să ne dea harul ca trăind în pace și liniște, să-L preamărim pe Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Dumnezeule Atotputernic și Veșnic, care în Hristos ai arătat mărirea Ta tuturor neamurilor, ocrotește lucrările îndurării Tale, pentru ca Biserica Ta răspândită pe întregul pământ să stăruie cu credință neclintită în mărturisirea numelui Tău, prin Hristos, Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru prea fericitul nostru Părinte Papa Francisc, ca Domnul și Dumnezeul nostru, care l-a ales în demnitatea episcopală, să-L păstreze sănătos și nevătămat pentru Biserica sa sfântă, spre a cârmui poporul sfânt al Domnului. Dumnezeule atotputernic și veșnic, în înțelepciunea Ta sunt întemeiate toate. Ascultă cu bunătate rugăciunile noastre, și ocrotește-L cu iubirea Ta pe Păstorul Suprem, pe care a ales pentru noi. Călăuzește prin El poporul creștin și fă-L să înainteze în credință,
prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru episcopul nostru Petru și episcopul auxiliar Aurel, pentru toți episcopii, preoții și diaconii bisericii și pentru toată mulțimea credincioșilor. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care sfințești și călăuzești cu Duhul Tău întregul trup al bisericii, ascultă rugăciunile pe care ți le aducem pentru toți membrii ei, ca fiecare după chemarea sa, prin harul Tău, să te slujească necontenit cu fidelitate, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru catecumeni, ca Domnul și Dumnezeul nostru să le lumineze mintea și inima și să le deschidă poarta milostivirii, pentru ca prin baia renașterii să primească iertarea tuturor păcatelor și să fie aflați și ei în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care dăruiești pururilor din cei bisericii tale, sporește credința și înțelepciunea catecumenilor, pentru ca, renăscuți prin izvorul botezului, să fie primiți în rândul fiilor tăi adoptivi, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru toți frații care cred în Hristos, ca Domnul și Dumnezeul nostru să le dea harul de a înfăptui adevărul, să-i adune și să-i păstreze în unica sa biserică. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care adun cele risipite și le păstrezi la oaltă, privește cu bunătate la turma Fiului Tău, pentru ca integritatea credinței și legătura iubirii să-i unească pe toți cei care au fost consfințiți prin același botez, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru evrei, ca Domnul Dumnezeul nostru, care le-a vorbit lor mai întâi, să le dea harul să crească în iubirea față de numele Său și în fidelitate față de legământul Său. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ai dăruit făgăduințele tale lui Abraham și urmașilor lui, ascultă cu bunătate rugăciunile bisericii tale, pentru ca poporul pe care ți l-a dobândit la început să se învrednicească a ajunge la plinătatea răscumpărării, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru cei care nu cred în Hristos, ca inspirați de lumina Duhului Sfânt, să poată intra și ei pe calea mântuirii. Dumnezeule atotputernic și veșnic, te rugăm ca toți cei care nu-L mărturisesc pe Hristos să trăiască în sinceritatea inimii în fața Ta și astfel să afle adevărul, iar nouă dă-ne harul să înaintăm mereu în iubire unii față de alții și să căutăm a pătrunde mai adânc misterul vieții dumnezeiești,
pentru că astfel să fim în lume adevărați martorei dragostei tale, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru cei care nu-L recunosc pe Dumnezeu, ca și ei, urmând cu inimă sinceră cele drepte, să se învrednicească a ajunge la același Dumnezeu. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu i-ai creat pe toți oamenii pentru ca pururi, dorindu-te să te caute și găsindu-te să-și afle pacea inimii. Vă te rugăm că în ciuda oricăror piedici, toți oamenii să descopere semnele bunătății tale, precum și mărturia pe care o ți-o dau prin fapte bune cei care cred în tine. Și astfel să te recunoască plin de bucurie pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și Tatăl nostru al tuturor, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru toți conducătorii statelor, ca Domnul și Dumnezeul nostru să le călăuzească mintea și inima după voința Sa, spre adevărata pace și libertate. Dumnezeule atotputernic și veșnic, în mâna Ta sunt inimile oamenilor și drepturile popoarelor. Privește cu bunătate la cei care ne conduc, ca prin darul Tău să statornicească pe întreg pământul siguranța păcii, bunăstarea popoarelor și libertatea religiei, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm, fraților preiubiți, ca Dumnezeu Tatăl atotputernic să îndepărteze din lume toate greșelile, să vindece toate bolile, să alunge foametea, să deschidă închisorile, să rupă toate lanțurile, să-i apere pe cei care călătoresc, să-i întoarcă pe cei rătăciți, să dăruiască sănătate celor bolnavi și celor care mor mântuire. Dumnezeule atotputernic și veșnic, mângâierea celor întristați și tăria celor care suferă, să ajungă la Tine rugăciunile celor ce Te cheamă în ajutor din orice strâmtorare, pentru ca toți, în încercările lor, să aibă bucuria de a simți îndurarea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Primim acum pe Iisus, Sfânta Sa Cruce, ca văzându-L și plecându-ne înaintea Lui, să-i arătăm sentimentele noastre, cerându-i iertare și binecuvântare. Iată lemnul crucii, de care a atârnat mântuirea lumii. Veniți să
și de care a târnat mântuirea lumii. Iată lemnul crucii, de care a târnat mântuirea lumii. Primim pe Iisus în taina Eucaristiei, care a rămas în altarul nostru pentru adorație. Pe El, care murind, dându-și viața pentru noi, ne-a mântuit. Care a făcut această cruce să fie pentru toți mântuire veșnică. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită,
și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun, îndurător și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui. Visus tactus gustus in te fallitur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quid, quid dixit Dei filius, nil hoc verbo veri, Oh,
discredere, in te spem abere te diligere. O memoriale mortis Domini, panis vivus vitam prestans homini, presta me menti de te vivere et te illi semper dulce sapere. Oh,
Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne-ai dăruit viață nouă prin fericita pătimire și învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, păstrează noi lucrarea îndurării Tale, pentru că împărtășindu-ne din această taină, viața noastră să fie o neîncetată cântare de laudă adusă Ție, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Gândul nostru ne-ndreptat spre Calvar. Mijlocul nostru, crucea lui Iisus, continuă misterul iubirii lui Iisus. Hristos rămâne în mijlocul nostru până la sfârșitul veacurilor. El ne-a lăsat tainele sfinte, El ne arată iubirea Sa. El ne cheamă mereu să ne întoarcem pe Calvar. Astăzi, în această seară, gândul nostru va fi să susținem și Seara Sfântă și Muntele Sfânt prin colecta care se face. Rugăm pe Iisus să ne primească acum ca să-i sărutăm picioarele, să-L adorăm și să-L însoțim momentele când El rămâne în mormânt pentru a ne bucura la înviere. Ne plecăm acum fruntea pentru a primi binecuvântarea, ca apoi să ne apropiem de Iisus și să-i sărutăm picioarele. Te rugăm, Doamne, să reverși belșugul binecuvântării Tale asupra poporului credincios care a celebrat moartea Fiului Tău în speranța învierii Lui. Dăruiește iertare și mângâiere, sporește-i credința și îmbrednicește-l de mântuirea veșnică prin Hristos Domnul nostru. Iar acum în liniște și ordine, după ce preoții din altar vor adora Sfânta Cruce, se vor face 3 rânduri pentru a adora crucele care vor fi aduse aici. Thank you.
Poporul meu, spune-mi ce rău ți-am făcut, sau cu ce te-am întristat, răspunde-mi. Poporul meu, spune-mi ce rău ți-am făcut, sau cu ce te-am întristat, răspunde-mi. Eu te-am eliberat din robia Egiptului, iar tu ai pregătit Mântuitorului tău crucea. Poporul meu, spune-mi ce rău ți-am făcut, sau ce te-am întristat, răspunde-mi. 40 de ani te-am călăuzit prin pustiu, te-am hrănit cu mană cerească și te-am dus în țara făgăduită, iar tu i-ai pregătit Mântuitorului tău crucea. Ce aș mai fi putut să fac pentru tine și nu am făcut? Te-am sădit ca pe cea mai frumoasă vie a mea și tu nu mi-ai dat în schimb decât amărăciune. Pentru setea mea tu n-ai avut decât oțet și cu o suliță ai străpuns coasta Mântuitorului. Eu pentru tine am biciuit Egiptul, făcând să moară întâi să-i născuți. Iar tu, drept răsplată, m-ai dat la biciuire. Am scos din Egipt, înecându-l pe Faraon în Marea Roșie, iar tu m-ai dat în mâinile marilor preoți. Deschis marea înaintea ta, iar tu mi-ai deschis coasta cu o suliță. O,
Eu te-am condus mergând înaintea ta într-un nor luminos, iar tu m-ai condus legat în fața lui Pilat. Te-am hrănit cu mană în pustiu, iar tu m-ai biciuit și m-ai lovit cu palmele. Ți-am potolit setea în pustiu, scoțând apă din stâncă, iar tu ca băutură mi-ai dat fiere și oțet. Tine i-am lovit pe regii Canaanului, iar tu m-ai lovit peste cap cu o trestie. Ți-am pus sceptru regesc în mână, iar tu mi-ai așezat coroană de spini pe cap. Eu te-am înălțat la o mare cinste, iar tu m-ai atârnat în schimb pe lemnul crucii.